Deci special pentru domnul Delta vom prezenta locația nouă, o locație de bun simț, fără zgomot, adică cu zgomot doar de la vecini, și o străderea din București și de lângă. Aici avem un ampli tunăr, care nu-l folosim ca tunăr, întrucât nu merge bine ca tunăr, și un tunăr care merge ca tunăr. Pornim tunărul pe Coștila. Pro FM Coștila, da? Asta e antena. Polarizată orizontal, pe calorifer, nu e de X, e recepție. Da? Acum mergem pe Rock FM. Scoatem DSP-ul. Facem un DX acum, mă rog, Schumann-ul. Deci, e recepție, nu e DX, da? Deci o să pun antene pe casă, să fac nebunii, deocamdată e recepție, deci e antena pe calorifer, la un metru de tunel. Poți din Buzău. Ce să mai prezint? 88.5, care trimite să-și vine slab. Dar se rezolvă așa. Așa se aude bine. Mă rog, eu n-ascult trimite, nu mă interesează. Ce să mai prezint? Toate intră cam pe la 46 dB, prinde unul slab, 103.8. 103.4. Deci ăsta e cel mai slab post din militar, undeva pe un bloc. Se prinde mai bine ca Rock FM în București. Lol! Ce să mai arăt? Bulgarii care sunt local, bulgarii la mine, Will FM, Will FM Snagov, Will FM Ploiești, FM Plus ruse, astea, mă rog, sunt neinteresante pentru cine nu-i de X-er. Dar se prind perfect. Magic FM Ploiești. Music FM. Și Gherila din Vilă. Bun, și încerc și Gherila de pe Cozi, așa, la mișto, 99.8. Se ia un pic. Ia scurt. Gherila de pe Cozia. Pro FM. Nu se vede Gherila de pe Cozia. În schimb, prindem aici un post din Călăraș. Ce mai prindem interesant? Mă rog. 21. Bulgari. Asta e de pe Bote. Aici cu 100 cu 0 prinde Focșani. România cu acest Focșani. De Răstrău. Enjoy. Aici e din Silistra ceva. Yeah. Nu prea intră la ora asta. Romantic. Lângă el e bulgarul.
Iată de ce trei selecții de 130 de kHz maxim acum. Deci ăsta e un tuner wide, nu e de DX. E de recepție. Dar trebuie să se pare la 100 de kHz. Așa. Poștila, Galați, și Darin, ăsta trebuie să se audă și la București, 107.9. Deci dacă n-auzi Darin și Schumann, poți să arunci radio. Ai ce faci, se audă. De la Pitești la Lehiu se audă orice hârtă antenă.